Hei, salutare! Abonații mei, deștepți și frumoși! Astăzi fac episodul 3 din Singur în Sălbăticie. După cum bine știți, mi-am luat un toporaș cu mine și... De fapt, cuțitul ăsta e făcut de mine, dintr-o tablă. Și tai lemne acasă cu el. Eu îi zic macetă, de fapt, nu seamănă macetă. Și tai lemne acasă cu el, lemne de-alea subțiri, să pot aprinde focul cu ele, că... mi-e mult mai ușor. Și am venit aici în acest loc. Dacă țineți minte, în unele vloguri din vară vă prezentam aceste măceșe, care sunt o sursă foarte mare de vitamine. După acest ger, ele s-au muiat. Iar dacă apăsați pe partea din spate aici, va ieși un fel de... e ca gemul la consistență și un gust dulce acrișor, așa. Bogat în vitamine, un lucru foarte esențial. Dacă doriți să luați niște vitamine de pe câmp, astea nu știu ce sunt. Unii spun că sunt merișoare, că se mănâncă. Nu o să mă mai interesez, de fapt, nu vreau deocamdată să dau de probleme. Ok, am ajuns la culcoșul nostru. Haideți să punem cuțitelul și toporișca, uneltele mele de spart lemne și acasă, și să construim în continuare adăpostul. Pentru cei care nu știți, să nu credeți că am dormit aici, pentru că mă găseau ăștia și mă dădeau la observator, deci... m-am dus acasă, vă dați seama, n-am putut să dorm aici. O să dorm aici, dar nu acum. Și o să stăm aici, o să stau și câte 2-3 zile, dar s-am terminat acest adăpost. Ok, haideți repede să mai băgăm câteva lemnișoare. Avem aici și aici. Și să începem să facem adăpostul și pereții, după care o să mergem astăzi să verificăm și stuful, cum putem să luăm și să începem să baricadăm, pac, pac, pac. Pentru că o să vină zăpada, să nu credeți că nu o să vină, e Moș Nicolae astăzi. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Nicoleta, Nicu, ce tare că aici, imediat cum ies din brlog, am o grămadă de de-asta pe care o să le mănânc. Măceșe. Alea nu știu ce sunt, sunt tot așa roșii. Dar sunt o grămadă de măceșe aici în această pădurice. Vai de capul meu, super. Hai să ne apucăm de treabă.
puțină treabă și cu ustensile bunicele. O să las toporul aici și o să-mi iau cuțitașul cu mine și o să mergem la stuf. Vedeți ce am făcut până acum? Ia priviți. Haideți să întorc eu asta invers. Deci am făcut cât de cât acoperișul. A început să picure, dar vreau să văd cum pot să aduc stuful, în ce cantitate. O să-l aduc în cantități mai micuțe și să fac drumuri mai dese. Și va trebui să fac și pereții, inclusiv pe partea cealaltă și pe aici. Dar va trebui să curăț puțin pe aici. Vedeți, mi-am făcut frumos curat aici la intrare, peste tot, să fie frumos. Asta e pregătit. Ok, o să mergem acum să vedem ce putem face pentru a procura niște stuf. Partea grea, să zic așa, abia acum începe, pentru că pentru a procura materialul necesar pentru acoperiș și pereți, era să cad, va trebui să călcăm pe un fel de teren minat, gen direct pe stuf. Iar capcane sunt foarte multe, pentru că niciodată nu poți ști pe unde calci și te poți scufunda. Să vă arăt, să vă exemplific. Deci o să pot lega stuful cu aceste, vedeți? Îl fac așa ca funia și o să leg stuful. Șmecherie, într-adevăr, natura îți poate oferi cam tot ce vrei, dar e chestia că aici sunt bețele micuțe și alea mai groase sunt mai încolo, deci o să trebuiască să mă duc mai încolo. Și n-am nici unde să pun camera să mă văd. Cred că o voi pune aici, pe mal. Nu o să pot face nimic cu cuțitul aici, pentru că această trestie se rupe cu mâna, câte una. E o muncă titanică totuși, dar merită. Tocmai aceasta este și frumusețea acestei serii. Deci ne bucurăm. Și dacă cumva, observați cum se rup, dacă se întâmplă să, Doamne ferește, să aveți nevoie de o supraviețuire extremă, pentru că nu e legal purtarea unui cuțit prin mașină, în locuri publice, puteți face cu mâna. Interesant de știut că acest stuf se rupe destul de greu dacă nu îl rupem de la nod, de aici. Priviți, se rupe singur. Dacă încercați să-l rupeți de la jumate, veți avea probleme în a-l rupe. Deja am strâns ceva, ce credeți? Ia priviți. Câte puțin, fac adăpostul și supraviețuiesc în caz de Doamne ferește. Destul de bine de știut este că, haideți să vă arăt unde trebuie să călcați ca să nu cumva să vă scufundați, pentru că, după cum observați, deja că m-am udat, dar totuși n-ai cum să nu te usc când ești la o gârlă pe stuf. Cel mai bine să călcați pe toată suprafața ierbii, să călcați, pentru că nu vă scufundați așa. Ia priviți acolo. Observați un ochi, apă, da? Ia priviți. Da, se vede? Uitați pe aici. Deci acolo e apă. În ochiul acela mă pot scufunda un metru jumate. Cel mai bine să călcați pe toată suprafața stufului și să îl culcați înainte. După care puteți face așa. Vedeți? Se rup foarte ușor dacă sunt rupte de la nod, de unde, ia priviți, se rup foarte ușor dacă sunt rupte de unde trebuie. În general aici
e nevoie de o seceră, pentru că ai apucat, vedeți? Am probleme dacă nu rup de unde trebuie și dacă încerc să rup mai mult. Și o seceră aici ar fi nemaipomenită, pentru că m-ar ajuta și treaba ar fi mult mai rapidă. Dar dacă mi-aș fi luat și seceră, mi-aș fi luat de toate, ce rost ar mai avea acest episod? S-ar numi tutorial, nu s-ar mai numi singur în sălbăticie și să mă descurc singur. Hei, ia priviți, ce tare! Și cu ăsta pot să aprind și focul. Hei, vedeți că se poate. Am strâns ceva, ce tare. Neapărat, dar neapărat țin să vă aduc la cunoștință să nu faceți și voi așa ceva. Băi, ăsta e cuib de șoricei, ia fi atent aici. Sau de păsări. Poate mă mușcă ceva. Acum l-am văzut. Ia privi ce mișto. În episodul viitor vom face focul. Ce tare. Ce tare. În episodul următor vom aprinde focul așa cum se aprinde. Nu de la brichetă, nu de la chibrit. Voi încerca să fac focul. Vedeți că am luat ceva de aici? Și să știți că e destul de nașpa. Dacă nu aveți grijă, vă puteți răni. E chestia că eu acum am noroc că e înghețat. Ia priviți. Peste tot e numai apă. Și nu știu dacă m-ar fi susținut. Nu e foarte adânc. Priviți și pe acolo. Vedeți? E apă. Afară sunt, cred că, 2 grade, 1 grad, 2 grade. Cel mai bine e să ne aprovizionăm de la mal, să nu fugim peste tot. Să nu ne aventurăm chiar în toate coclaurile. E chestia că fac eu asta ca să nu faceți voi. Sper să nu fiți nevoiți niciodată să faceți. Foarte puțin probabil, dar mie îmi place aventura. Și tocmai de asta vreau să fac acest episod. Pentru că în România nimeni nu face așa ceva. Chiar nimeni. Și mie îmi place, deci eu acum lucrez cu o mână, știți? Și mie îmi place să simt pe pielea mea cum e să supraviețuiești. Și eu fac așa, câte puțin, câte puțin, și puțin cu puțin se adună. După care, deci vreau să fac un snop mare până pe aici, cam așa, și o să-l leg cu, nici nu știu cum îi spune la asta, mă rog. Haideți că, ia priviți. Deci am făcut un snop și îl pot lua, observați, l-am împletit, am împletit această ierbuță. Nu știu cum să-i spun, fraților, îmi scap acum. Și am împletit-o, am răsucit-o, după care i-am făcut aici tot așa un fel de răsuceală de asta cronică. Și o bag pe aici, pe dedesubt. Așa îmi dau și eu seama, ca om, și o mai răsucesc o dată. E chestia că nu poate să mă filmeze nimeni și pe viitor o să-mi iau eu GoPro-ul de acasă. Vedeți? Și sunt convins că ține, fraților, ține. Ok, eu zic să mergem. Ia priviți ce deranj am făcut aici. Mi-au înghețat mâinile. Am făcut un deranj aici optic. E chestia că o să vă arăt eu în episodul următor că o să mai luăm și vă arăt exact cum se face. O să pun camera jos, singur. Dacă această serie se numește Singur în sălbăticie, o să mă descurc de unul singur. Va trebui să iau asta, o pun aici și va trebui să mergem aici pe umărul meu. Ia spuneți și mi-aveți picioarele calde, stați la căldură, sunteți ok, nu? Ați mâncat? Vă simteți bine? Parcă sunt primitiv de la aici, nebun. Un vlogger care are aproape 300.000 de abonați și face tot felul de
vloguri, a dat-o pe primitivism. Nicio problemă. Asta e cea mai frumoasă serie și o vom duce. Ia priviți cum stă mâna mea aici. Da? Deci dacă acest rogoz, mi se pare că îi spune, la această plantă care se află la marginea stuflului, acest rogoz, dacă e răsucit, împletit, îl putem folosi pe post de funie. O să vedeți în episoadele următoare cum o să împletesc și cum o să leg acele... Chiar o să fac și o poartă. Cum o să leg acele lemnișoare pe care le-am... Mi se rupe ăsta. Și mai am ceva de mers. Haideți că am ajuns. Voi vă dați seama ce greu e să țin cu mâna atâtea chestii. Să dau să cadă. Să țin și camera. Să și merg. Eu zic, prima oară să punem pe acoperiș. Da? Ha. O aranjăm. Frumos, punem pac, 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 pac. Și o să mai punem încă un rând, două. E ceață. Nu știu ce s-a auzit pe aici, da? Să-mi spuneți dacă vă e frică. Eu o să pun camera așa. Opa! Ah, ce noroc pe mine cu acest trepied. Vă e bine, sunteți ok, nu? Și eu la fel. Știu că voi mă urmăriți pe mine, deci... O să desfac prima oară acest... Mamă, dar l-am prins bine. Această funie de rogoz. Vedeți? Nu este atât de lungă. Eu am făcut-o din bucăți. Ia priviți. Observați? Dacă punem una pe lângă alta și o răsucim, toată în același sens, adică puneți piciorul pe asta, în capăt aici, unde e răsucită, puneți piciorul și o răsuciți pe toată în același sens, o să vedeți că de fapt vă alegeți cu o gen funie foarte puternică. Cu asta pot lega și o să o facem mai subțire, o să o las aici, o să leg stâlpii adăpostului. Ok, și să luăm câte puțin tel, câte puțin tel. Și să vedem cu partea asta groasă în capăt, ca să aibă cădere încoace. Deja arată acasă. O să pun mai multe pe viitor, dar acum vreau să fac doar așa un pătuț de trestioară așa. Aici o să rupem vârfurile la intrare, le punem tot sus să ne apere de ploaie. Bă, ce interesantă chestie, frate. Și ce frumos. Cel puțin mie îmi place foarte mult și mă bucur că și voi apreciați această serie. Sunteți alături de mine și mă susțineți. Și asta e ultima mână. O să o țesim aici. Vârfurile le rupem să facem un
nivel drept aici, să avem o streașină, să zic așa. Ce interesant! Și ce bine arată! Haideți să vă arăt și vouă! Așa... Ia priviți! Deci... Vreau să păstrez un nivel aici. Păi o să mai băgăm vreo 2-3 snopuri de stuf. Deci... Am și eu pentru prima dată o satisfacție că mai e puțin și îmi termină adăpostul până o să înceapă vremea nașpa, vremea rea, și o să trebuiască să mai aduc mai mult cel, după care o să trag așa o cosmetică înăuntru, adică să-mi fac niște pereți cât de cât drepți pereți. Acum nu o să mă mai duc să mai iau stuf, o să facem aici în spate, deci o să pregătim spatele, vedeți că am pus câteva crăci și o să pregătim spatele. Vedeți cum se vede, deci dacă, de unde sunt eu, și aici o să fac o portiță, tot așa din stuf, o voițese cu rogoz, pac, pac, de asta așa cred că îi zice rogoz, da, și mai am la baterie, cât mai am? O oră, nu e problema că mai am încă o baterie. V-am spus că la frig se termină foarte repede. Ok, haideți să facem și prin spate pe acolo. Ok, acesta este spatele, dar eu vreau să cosmetizez puțin acest loc pentru a-mi face loc să pot pune toate crăcile astea prin spate. Mamă, și sunt o grămadă, fraților. Le țes aici. Deci am făcut foarte multe. Așa, am ajuns la... De fapt o să pun eu lampa. Mi-am mai luat un acumulator pentru cameră în caz de rămân în pană. Și o să pun lampa. Ia să vedem cum luminează, deci așa trebuie pusă. Ia priviți cum am făcut. Țes crăcile într-așa fel încât să stea tot timpul forțate. Vedeți? Și aici sus o să mai punem una chiar acum. Și o să o țină și pe asta. Și pe asta, să o țin aici apropiată. Pac, pac. Și o țes în pomul ăla. Interesantă chestie. Aici la fel. Voi țese, după care o să pun stuf pe aici și pe partea cealaltă. Și iar îl țes cu câteva crăcuțe. Vai de capul meu, muncim. Cele mai bune sunt astea de nuc, pentru că se pot îndoi fără să se rupă. Sunt și umede. Vedeți? Și le țesem pe aici. Nu știu cum să țin eu camera, de fapt nu am cum să țin camera. Haideți că vă arăt eu produsul final. Ah, ce repede trece timpul. Sunt, de fapt s-a întunecat afară. Ia, să întorc camera să vedeți cum lucrez eu. Se vede că sunt murdar pe mâini. O să aprind lampa. Da, vedeți? Așa lucrez eu, pentru că e totuși o muncă. O să aprind lampa mai tare un pic, să-i mai deschid un nivel, ia să vedem. Așa, la maxim, așa. Unde am ajuns eu? Deci, fiți atenți. Ia priviți. Am țesut, am făcut un fel de gard, vedeți? Am țesut crăcile astea în toate
felurile și o să mai țes. Dacă observați, din partea asta, deja aici o să țes că sunt, mă folosesc de acel pom. Aici toate sunt stabile și e totul ok, deci pot să spun că până aici, la intrare, este chiar ca lumea. Ah, să aveți grijă la țepi. De fapt, să am grijă la țepi, că... Așa. Aici am pe partea, cum stau așa cu fața la ieșire, pe partea dreaptă... Ah! Da, sunt foarte ascuțiți. Trebuie să mai fac o cosmetică a pomilor, a crăcuțelor. Ok, aici am această cracă care e prinsă în pământ și observați că e destul de puternic. Am mai pus-o pe asta, tot la fel, și pe asta, și pe asta groasă, care va fi colțul. Aceasta va fi colțul, da? Așa. Și le voi țese la fel, pac, pac, pac. Voi țese cu una să vină pe dedesubt aici, după aia peste asta, și o să se țină și o să se prindă de această cracă. O să stea forțată, o să o fac așa, gen, așa. Și o va împinge pe asta, aici, o va împinge așa. Craca asta o va ține împinsă. Așa. Iar aici, pe spate, la fel, eu am pus crăcile alea seama de post din partea aia și o să mai umplu, dar aici la fel, voi mai pune unul, de exemplu, unul aici, ca distanță, și aici l-am pe ăsta. Și voi pune, după ce voi lua stuful, așa, data viitoare, o să fac perdea aici, o să-l pun, o să-l ridic în sus să vină peste ăsta, pe lângă, țac, 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 o să vină pe aici și va veni până jos. După care îmi voi face și eu un pat de stufa, abia aștept să mă întind aici să trag un pui de somn, dar mai am de făcut. Cam atât ziua de azi. Nu știu, ia să deschid lampa la maxim. Atât. Cam atât am făcut astăzi. Vedeți, și tavanul mai are de așteptat puțin tel. Mâine cred că îl terminăm, să vedem dacă am timp, pentru că trebuie să fac un rap battle, după cum am pus tema în comunitate pe canalul meu. Aici să fie un nivel drept, frumos așa. Fraților, deci am așteptat și aștept încă să găsesc pe cineva pe YouTube să facă ce fac eu, după care o să mai pun aici niște lemne ca să stea așa, vedeți? Dar să știți că nu e terminat, o să mai pun încă, cred că 3-4 snopi de stuf, să fiu sigur, și peretele va fi pe interior. Iar pe exterior, nu știu dacă se vede că deja s-a întunecat foarte tare, aici sunt protejat de această perdea de pomi. Pe partea cealaltă, de fapt nici nu mai am cum să mai intru, că eu pe aici intram și mă duceam pe acolo, o să-mi fac loc pe aici, dar în altă zi. Aici am și mâncare. Bine, nu mănânc acum cu mâna asta, e super jegoasă. Dar asta e, când ești în sălbăticie. Deci trebuie apăsat aici. Dar astea sunt, să zic așa, semi-coapte. Cele coapte, ia să vedem. Priviți, dar asta nu... A, nici asta, și asta e uscat. Cele coapte trebuie să... Uitați, deci cum le găsiți aici, măceșele. Și dacă apăsăm pe ea, ia priviți. Exact chestia asta se mănâncă. Vedeți? Să rămână semințele înăuntru. Și chestia asta, această pastă, asta se mănâncă. E o pastă, ce să zic, e mai șmecheră decât la, să zic așa, farmacie. Cea mai puternică vitamine, sunt foarte multe. Astăzi a fost puțin mai cald, deci totuși e răcoare afară. Vă place aceste lăbuțe de panda? O să opresc chiar această lampă ca în fiecare episod să vedeți cât de întuneric poate fi fără ea. Deci nu știu dacă pot să văd ceva. Ia să vedem. A, nu, așa se dă mai tare. A, așa. Hello! Da, acesta este cerul. Facem câțiva pași că plecăm de aici. Se aude pe unde...
cred că aia e puvniță, cum s-a auzit. Hai totuși să dau drumul la lampă, la maxim. Așa. Aici sunt foarte multe buvnițe. E foarte scary. O să dau eu lampa mai micuță pentru că îmi scoate ochii. Ce credeți? N-am mai luat lampa pe care... Ăla e un cuib. Am crezut că e o buvniță. Se aude un... Cred că fazan s-a auzit. Fazan nu scoate sunetele alea. E chestia că... Hei, uite-o! Să moară Larisa! Deci a trecut la vreo 2 metri deasupra capului meu, tita mai buvnițoaica. Știu că o să râdeți că am zis buvnițoaică. Nu știu ce sex era. Mamă! Să mor dacă nu și acum am... Ia purle, mă! Fac azi de neca să mor Larisa dacă face cineva bau, dacă nu am sărit în sus. De mă văd de aia la geam la avion. Ce e în capul meu, fraților? Vă spun eu ce e în capul meu. Tărâțe. O să merg acasă acum să editez acest vlog și vreau să știți de la început că de fiecare dată eu vin acasă, n-am stat aici. O să stau aici, dar nu acum, până nu am culcușul pregătit. Dacă era să fi fost o situație de urgență în care eram undeva și mă pierdeam, deci atunci noptam acolo. Doamne ferește. Sper să nu fie nevoie vreodată. Iar voi neapărat să nu faceți așa ceva. Nici să nu încercați, pentru că e destul de periculos, credeți-mă. Acum ați putea spune, vai, dar ce e atât de periculos în a face o căsuță în pădure? S-ar putea să vă pierdeți, s-ar putea să vă muște câinii, s-ar putea să vă muște vulpile. Ați văzut unde am filmat atunci acele vizuini de vulpi? Credeți-mă, nu vreau să am treabă cu ele, o să păstrez distanța. Iar seara se pot apropia foarte mult de mine, o să fac focul. Și o să fac acea ușiță să închid foarte bine. O să dorm cu cuțitașul lângă mine pentru că să nu am probleme și cu toporișca de altfel. Acesta este un risc pe care mi-l asum eu. Acum e mai călduț afară, e mai ok. Mă scuzați că mă uit în toate direcțiile, dar... Băi, fraților, haideți să vă arăt ceva. Aici este câmp. Deci nu vreau, dacă am pus mâna pe lampă, vouă vă vine să credeți că eu am stat aici unde e pădurea asta și în mijlocul ei. Nu știu ce vă arăt eu, că nu se vede nimic. Priviți, pur și simplu câmp, 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 fără o urmă de civilizație. Decât eu, toporașul meu, mâinile mele, bocancii mei, picioarele mele înghețate. De fapt, să știți că nu mi-e foarte frig, acum nu e ger și am 3 perechi de șosete. De fapt, să știți că nu mi-e foarte frig pentru că vedeți, pe aici sunt urme de câine, de vulpe. Zăpada este totuși ce bine, mă pot spăla pe mâini. Zăpada este totuși caldă. Priviți ce m-am zgâriat la stuf. Mamă, asta e de la stuf, cânela asta pe mâini, wow! Ajung acasă acum și mă bag direct în duș. Mai am destul până acasă. Această serie este foarte frumoasă, singur în sălbăticie. Cred că mai bine aș numi o tutorial cum să faci pe tine de frică. Mi se vede urma de la această lampă și mă sperii. M-am atins de toporașul pe care l-am cu mine și m-am speriat. Am zis, m-a luat de picioare, ești nebun. Voi știți bine că și în seria Harry Potter am ieșit la 12 noaptea, la 1 noaptea, la 11, deci pe mine nu mă deranjează și nu mi-e frică tot timpul, dar vă dați seama că mi-e puțin teamă. Nu e ca și cum aș putea să dorm într-un cavou lângă, cu un mort lângă mine. Sunteți nebun la cur că
să aud ceva că s-a mișcat acolo. De nu aș face tunel până în Munții Carpații 5 secunde. A lăsat răcoarea. Haideți pe Instagramul meu, aveți în descriere linkul Shari Vlogger. Susțineți-mă și pe mine cu câte o inimioară la fiecare poză și urmăriți-mă pentru că o să aveți foarte multe vloguri de urmărit și foarte multe serii de filmat. Voi stați la căldură, eu ia să vă arăt. Da, ăsta e nomol, nu e tot timpul zăpadă, da, și cu asta basta. Prin nămol, prin zăpadă, prin ger, peste tot pentru voi.